Rețeaua europeană de referință a fost lansată la Bruxelles cu ocazia Zilei Europene a Bolilor Rare. Începând de astăzi, 24 de astfel de rețele vor reuni peste 900 de unități sanitare specializate din 26 de țări. Acestea vor colabora într-o mare varietate de domenii, de la afecțiuni osoase până la boli hematologice, de la cancerul pediatric până la imunodeficiență. România contribuie la rețeaua europeană cu 7 furnizori, unul fiind Centrul Noro din Zalău. Centrul Noro face parte dintr-o rețea pentru anomalii congenitale cu dizabilități intelectuale, iar noi, în mod special, am format rețea și la nivel național, împreună cu centrele de genetică din Oradea, Timișoara, Iași și Craiova. Iar la nivel european suntem în rețeaua cu același domeniu. Rețelele europene de referință sunt rețele virtuale care reunesc furnizorii de servicii medicale din întreaga Europa în vederea soluționării cazurilor medicale complexe sau rare, care necesită un tratament specializat și o concentrare de cunoștințe și resurse. În momentul de față, în România sunt peste 1 milion de pacienți cu boli rare, din care marea majoritate copii.